Aceasta este atmosfera care se vrea a fi una de lucru la șantierul de la pasajul de pe centura Aradului. Era de așteptat ca după un an și jumătate în care lucrările au fost suspendate, acestea să fie reluate în forță pentru a se reduce din întârziere. Numărul muncitorilor și utilajelor aflate în șantier este foarte mic și încă nu este vizibil niciun progres în ceea ce privește lucrările. Asta deși termenul de finalizare este sfârșitul acestui an. În aceste condiții, coșmarul șoferilor continuă. În ciuda faptului că de ani de zile se vorbește despre aceste pasaje, se lucrează, nu se lucrează, este un continuu duel politic pe tema lor. Singurul lucru care poate fi verificat este gradul de enervare al șoferilor, care, după cum puteți vedea, trec zilnic printr-un coșmar pe această centură de nord-vest a orașului, unde permanent se formează cozi, se circulă cu mare întârziere și cei care vin pe aici, în special șoferii mașinilor de mare tonaj care sunt obligați să vină pe aici, în loc să câștige timp așa cum ar fi normal atunci când traversează orașul pe centura ocolitoare, de fapt ei îl pierd pentru că stau de multe ori ore întregi blocat pe această zonă. Credeți că se termină până la 30 noiembrie? După cum arată, nu prea. Cât stați de obicei în coadă? Nu prea circul pe aici. Reamintim că spre deosebire de pasajul de la CET, unde se lucrează în ritmul Melcului, la cel dinspre Micălaca nu se lucrează deloc, deoarece nici acum nu s-a lămurit problema contractului pentru această lucrare, contract care aparține unei firme care se află în insolvență.